La Șestaci, punctul culminant al manifestației consacrate frumoase sărbători de primăvară, a fost înmânarea doamnei Eugenie Evtodiev a titlului de cetățean de onoare al satului. Recent, Consiliul Sătesc Șestaci a decis să-i acorde titlul onorific doamnei Eugenie Dămean. Titlul onorific de cetățean de onoare a satului Șestaci. Născută aici, la Șestaci, destinsa doamnă, pe parcursul practic a 6 decenii, a lucrat în domeniul pedagogiei. Zeci de discipoli i-au urmat exemplul, îmbrățișând profesia de pedagog. Împreună cu soțul său a dat naștere și a educat 2 băieți, care și ei, la rândul său, au devenit oameni emeriți în domeniul în care profesează. Este pentru prima dată în istoria localității când unui cetățean este conferit acest titlu onorific. Evenimentul a coincis cu frumoasa aniversare a onoratei. Ajunsă la 80 de ani, doamna Eugenie Evtodiev se simte fericită și împlinită. Eu mi-a plec capul în fața dumneavoastră, mi-a plec capul în fața conducerii satului, consilierilor și le spun mulțumesc cu mâmare. Iar la încheiere vreau să spun o strofă. E greu să crești, treci o mare, e greu să crești pâinea pe o goare. E greu să crești un pom să dea roadă, dar cel mai greu este să crești un om, să fii om cu om mare. De aceea, dragi părinți, dragi mame, eu vă doresc succes în educarea copiilor dumneavoastră. De aceea, copiii sunt bogăția dumneavoastră. Bogăția care te conduce până la adânci bătrânețe, dar bătrânețele sunt grele. Eugenie Evtodiev s-a născut în Șestaci, unde a și absolvit 7 clase. Însetată de cunoștințe, tânăra făcea tur-retur mai mulți kilometri la școala din localitatea vecină Cobâlea. A fost printre puțini absolvenți care mai apoi a finisat cu succes și școala medie din Cotiujenii Mari. Venind în satul Șestaci, unde am lucrat 57 de ani, m-am gândit totuși până azi să văd altfel satul nostru. Multe s-au făcut și multe s-au stricat. S-au stricat aceea ce dumneavoastră, dragii mele și oameni din Șestaci, le-ați făcut și ați muncit. Azi ne găsim în palatul ăsta de cultură și mă gândesc, iată, și aici avea să fie stricat. Am avut noroc de fostul primar Alic Palii, care repede s-o apucat și totuși o făcut. Avem noi oameni buni, foarte buni, dar avem care s-au bucurat la o, aș spune, mașină de cochileț, la câteva șifere și hai, parcă ar fi fost revoluție, să fermăm. Ei, dar toate sunt în urmă și vreau să vă spun că la cârma satului de azi, totuși sunt oameni care se gândesc anume la satul nostru. Îndrăgostită de geografie, dânsa a absolvit Institutul de Pedagogie ca mai apoi să revină la Baștină. Mai mult, timp îndelungat a condus colectivul didactic din Șestaci. De altfel, funcția de director al instituției a preluat-o de la soțul ei. Eu cred că cel mai scump ce poate să fie pe pământ, cel mai prețios ce poate să fie, asta este o mamă. De asta, din această cauză, mă simt că sunt unul din oamenii cei mai bogați care este pe pământ. Este omul care toată vremea o să se vină în ajutor cu un stat atunci când ți-e greu, o să bucure împreună cu tine atunci când ți-e bine. Este omul care o să te primească la domiciliu, la casa părintească, care pentru noi este ceva cel mai sfânt ce este. Și permanent ești primit cu căldură, cu plăcere, cu blândețe. De aceea eu socot și cred că totuși sunt cel mai bogat om pe fața pământului. Dar ne
neobosita Eugenia Eftodiev nu s-a limitat doar la munca pe tărâmul pedagogic. Domnia sa a fost un adevărat lider la teatrul popular din sat. Artiștii din Șestace au fost oaspeți mult așteptați, nu numai pe scena din localitate, ci și în capitală, de unde reveneau acasă cu mențiuni. Vreau să spun că despre teatrul ăsta popular sunt molipsiți și elevii. Dar nu era și trupa de elevi care lucra. Chiar sunt fotografii care arată cum jucau copiii. Și sunt începuse din școală, de acum, pe scena clubului, dar acum avem mulți care au terminat, iată, și pe la Soroca, și ne mândrim cu Anatol Rudei, cu Veta. O victorie a șestăcenilor este scoaterea de sub tipar a cărții despre istoria satului. Și acest fapt s-a produs în mare parte grație eforturilor Eugeniei Eftodiev, care a colaborat cu grupul de inițiativă. Apariția acestei cărți este un mare eveniment și este foarte important pentru noi, pentru că ea ne redă file din istoria satului Șestaci și eu cred că se va transmite din generație în generație ca o avere. Și eu cred că și urmașii urmașilor noștri vor admira splendoarea fiecărui cuvânt din această carte. Și vom trage multe învățăminte citind această carte, pentru că ea nu este numai o copertă cu câteva foi. Ea ascunde în sine noțiunea de trecut. Și în sfârșit aș vrea să spun că suntem foarte recunoscători autorului acestei cărți și doamnei Eugenia Eftodiev, care a portat pentru scrierea acestei cărți Șestaci de la Sfârcul Ciornei, file din istoria satului.